După competițiile rezervate elevilor de liceu, acum este rândul școlarilor mai mici să capteze atenția prin evoluțiile la mai multe discipline din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Reprezentanții școlii gimnaziale Nanu Mușcel din Câmpul Lung au avut participări demne de remarcat atât în competițiile de fotbal pe diferite categorii de vârstă, dar și în cele ce vizează sportul minții, ceea ce a adus satisfacție atât profesorilor cât și părinților. În perioada ianuarie-februarie au avut loc competiții la disciplinele fotbal, under 10, băieți, under 10, under 12 și under 14, apoi la basket under 14 și șah, fete. Rezultatele au fost bune și o să încep cu fotbalul under 10, care echipa a obținut locul 2 la faza pe municipiu, la under 12 de asemenea tot locul 2, iar la under 14 tot locul 2 pe municipiu. La basket, echipa de băieți under 14, astea sunt de gimnaziu, au obținut locul 3, iar cel mai bun rezultat până în momentul de față este obținut de la șah, locul 1 pe municipiu și mențiune pe faza de pe județ, obținută de domnișoara Voican. Urmează concursul de volei, acolo unde întrecerea fetelor este una acerbă la nivelul municipiului, pornind de la succesul înregistrat la nivel național de echipele CS Mușcel, unele dintre acestea concurând și pentru școlile unde învață.